Despre gemeni, se poate spune că între 2, 3 și 4 aprilie dimineața au motive de enervare. De data aceasta, spre deosebire de alte zodi, este vorba doar de enervare la locul de muncă sau de o ceartă cam urâtă, în ton și conținut, cu indiferent cine, un coleg, un șef sau un subaltern. Nu contează raportul de forțe și ierarhia. Contează faptul că sentimentele sunt negative, sunt intense, sunt puternice, sunt reciproce și nu pot fi nici de o parte, nici de alta, nici mascate, nici ținute sub control. Fiecare dintre cei doi termeni ai conflictului își revarsă prea plinul și năduful în capul celuilalt. Sigur că nu este lucrul cel mai bun, nu este indicat, dar acum rămâne. De văzut cine este, totuși, uh, cel nedreptățit. Dacă uh, geamănul a fost în permanență o persoană corectă, atunci este clar că e vorba de un abuz și el nu-l mai suportă. S-ar putea, însă, ca unul sau mai multe gesturi de atenționare, de pedepsire sau de limitare a atribuțiilor la locul de muncă al unui geamăn să fie rezultatul atitudinii și comportamentului aceluia. E neatent, e incompetent, nu este foarte corect, nu este foarte responsabil, nu este foarte pregătit. De aici se poate merge și mai departe pentru că situația va evolua și cel puțin până în iunie se va repeta această stare de încă 3, poate chiar de 4 ori. Dar ea se poate consolida și amplifica prin alte transite care vor urma de-a lungul lunilor aprilie și mai, așa încât sectorul locului de muncă este de reținut, că începe să se tulbure și să devină un factor de pericol și de risc. De risc să-și pierdă locul de muncă sau să fie sacrificat sau să fie plasați într-un alt loc Marginal, fără atribuții, fără vizibilitate și, evident, cu un uh, tip de salarizare care să nu le convine. La fel de defectuoasă este axa celor două case ale sănătății în acest răstimp, fiind posibile tot felul de infecții la nivel urinar, genital, la uh, nivelul maxilarului inferior sau al danturii în general, perioada în care nu este bine să se facă intervenții, chiar și mici, chirurgicale, de ordin stomatologic. Posibile recitive ale celor care au avut sinuzite grave, cu nevoia, iarăși, de a se face o intervenție de acest fel. Dar ea trebuie amânată, cu siguranță în între 2 și 4 aprilie, este bine să se intervină, oricât de rău s-ar simți. Unele dintre persoanele născute în acest semn zodiacal pot să fie obligate să ia uh, antibiotice sau să facă tratamente specifice pentru a ține sub control o infecție în evoluție postoperatorie, care uh, începe să devină din ce în ce mai neplăcută prin complicațiile pe care le declanșează. Între 4 aprilie după amiaza și 6 aprilie seara, Mici întâlniri, discuții, consultări, lucruri neimportante. Nu semnați, totuși, acte. Este un moment în care nativii din semnul gemenilor vor fi neatenți și superficiali, ori vor trece cu vederea detalii care, oricât ar fi ele de mărunte, au rostul și valoarea lor în echilibrul unui contract. Între 6 aprilie seara și 8 aprilie, acești nativi se pot bate. Mă rog, nu vreau să spun chiar la propriu, pentru că nu vreau să se spună că susțin violența, dar la figurat se pot bate pentru un bun conflict major. Pentru avere. De data aceasta nu e vorba de un biet obiect sau de eu știu atașamentul față de un medalion care îi convine geamănului să i revină lui la o anume împărțeală. Nu, aici este vorba de pământ, casă, locuință, bani mulți. Unde este cazul? Problemele de testament, succesorale, de partaj, de despărțăminte de proprietate, inclusiv toate elementele care decurg din ieșirea unui geamăn dintr-o firmă care nu doar că și a acțiunile și cota participativă inițială înapoi, dar își ia și o parte din aportul patrimonial adus. Toate acestea sunt născătoare de uriașe tensiuni, conflicte, nemulțumiri și probleme cu conotație juridică, economică, financiară, legală, grosomodo, care doar parțial pot fi rezolvate pe cale notarială. În ansamblu săptămâna le mai aduce destul de multe întâlniri cu prietenii, dar grevate de stres, întâlniri multe, cu discuții pripite, fără posibilitatea de a ajunge la o concluzie și la o înțelegere, uneori dispute și controverse pe fleacuri, și în mare se poate vorbi de o pierdere de timp prețios în întâlniri inutile, în conversații gratuite în plimbări și activități care nu au nicio finalitate, niciun succes, niciun beneficiu, nici măcar nu readuc vreo satisfacție. Noroc ascuns din când în când pentru unii, dar această ipostază poate să nu fie valorificată neapărat această săptămână, ci în cele următoare, pentru că planeta Venus rămâne activă în casa a 12-a.